Stațiunea de cercetare și dezvoltare agricolă de la Secuieni, una dintre puținele unități de profil performante care a reușit să se mențină în hățișul capitalismului sălbatic post-decembrist, aniversează 55 de ani de existență, alături de colegii de breaslă, de colaboratorii din învățământul agricol superior, de colaboratorii din unitățile producătoare de pesticide și de beneficiarii muncii de cercetare, fermierii. Mâine, 14 iunie 2017, la Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă de la Secuieni va avea loc manifestarea aniversară dedicată a 55 de ani de cercetare și dezvoltare a unității pentru agricultura zonală. La manifestare vor participa reprezentanți ai unităților de cercetare din domeniul agriculturii, reprezentanța învățământului agronomic superior, fermieri, colaboratori ai unității de la companiile producătoare de pesticide, îngrășăminte, semințe și, sigur, salariații unității, cei care au pus bazele înființării acestei unități, care au continuat și au dezvoltat activitatea de cercetare de la Secuieni, a căror rezultate au fost puse în slujba agriculturii zonale, în slujba agriculturii naționale și în slujba celor care pregătesc pâinea noastră cea de toate zilele. Programul manifestărilor dedicate aniversării a 55 de ani de cercetare și dezvoltare la stațiunea de la Secuieni va avea două părți, una în sală unde vor fi prezentate actualele teme de cercetare și alta în câmpurile experimentale, unde va fi urmărit modul de dezvoltare a plantelor cultivate din semințele produse la unitatea aniversată. Programul zilei de mâine va cuprinde o parte de sală, unde va avea loc o prezentare a rezultatelor activității de cercetare și dezvoltare a unității obținute în cei 55 de ani de activitate. Urmează apoi cuvânt adresat din partea participanților către stațiunea Secuieni, iar după finalizarea părții de sală va avea loc vizita în câmpul experimental, unde va fi analizată tematica de cercetare existentă în derulare în anul agricol 2016-2017. Din cei 110 invitați au confirmat participarea peste 100, printre aceștia numărându-se și secretarul de stat cu problemele de cercetare, Marcel Floricel Dima. Stațiunea agricolă de cercetare și dezvoltare de la Secuieni a fost înființată la 1 ianuarie 1962, când s-a realizat unificarea cercetării agricole în zona Moldovei. Dacă la început avea 4.086 de hectare de teren, după retrocedările făcute prin legile de restituire a proprietăților, stațiunea de la Secuieni a mai rămas acum cu doar 694 de hectare, reușind însă prin proiecte performante să se numere printre stațiunile cu rezultate de excepție în domeniul cercetării.